Și ăsta... Au fost cu 7 pui! Ce tare! Deci, am dat atât de rapid, dar am văzut că este cu 7. Deci, vulpițelor și vulpișorilor, e clar, brawler noi. Wow, ce tare, n-am mai avut de mult 7 iteme în Mega Man. Salutare vulpițelor și vulpișorilor! În episodul de astăzi suntem pe contul lui Eddie. Salut, Eddie! Are aici pregătit pentru noi un opening blană. Are doar 1000 de trofee și foarte multe șanse să pice ceva, nu? Hai să vedem câți brawleri are. 7 din 38. Mamă! E clar, pică astăzi, chiar pică. Și hai să colectăm ce are pe aici de la evenimente. Să ne uităm ce are pe free aici, pe shop. Are un free box! Băi, îl deschidem instant și... Oh, am crezut că o să pice. Ok, n-a fost din free box, dar mă așteptam sincer la trofeele astea să-i pice. Luhudinii, dacă știți, i-a picat crow din free box, deci se poate să ai asemenea noroc. Hai să vedem. Are de la 4 până la... să vedem până la ce tier. Are până la 42. Deci vulpițelor și vulpișorilor, de nu-i pică un brawler nou, să nu ziceți că Foxy nu este cea mai norocoasă, pentru că este și cu siguranță o să-i pice un brawler nou astăzi. Deci, vulpișorul Eddie, sper să fii super fericit, să-mi ții pumnii, pentru că astăzi eu o să-ți aduc un brawler nou ție. Și hai să începem opening-ul. Acum e acum, din ce va pica brawlerul? Ce ziceți? Cea mai mare șansă este să pice din B-box-uri. În ultima vreme s-a remarcat treaba asta. Dar cine știe, poate ne pică chiar din Mega Box, dar v-am spus eu că din B-Box. Și cine este oare? Deci, întrebare mare care stă pe buzele tuturor. Ce brawler poate să fie de data aceasta? Hai să vedem. A venit Rosa la colecție. Super, îmi place de Rosa. Fata cu planta, deci e mișto rău. E cu 5, deci din Mega Box nu vrea să ne dea brawler noi. B-Box poate mai pică un brawler, deci Eddie, ți-am adus un brawler. Eu sper să-ți aduc chiar mai mulți brawler pe acest cont, dar hai să vedem care ne este norocul. Strălucit! Și a fost tot din B-Box. Acum l-am primit pe Daryl, super tare, am primit super rar. Așa. Tot din B-Box o să pice, ce ziceți voi? Din Brawl Box, nu prea, nu prea, încă un B-Box. V-am spus eu că o să pice din B-Box a și picat. Deci avem doi Brawler noi, hai să vedem. Tot cu 5. Bă, dar nu mai strălucește din mega boxurile acestea de la o vreme. Nu știu ce se întâmplă. A picat și Bea, care este brawler epic. Nu-mi vine să cred. Băi, ce noroc ai! Și ghiciți ce? A fost tot din B-Box. Deci norocul se ține Sky doar din B-Box. Mamă, mamă, trei brawler noi. Cred că nu vă așteptați la una ca asta, dar da, ne-a picat și Epic. O să punem bineînțeles pe Epic, că e cel mai șmecher brawler de pe contul ăsta. Mai pică de ne mai pică, e clar tot din B-Box. Hai să vedem. Așa. Nu! Oricum au picat de... Ne-au lăsat mască pe toți. Părerea mea. Mă așteptam la 1, 2, dar uite că au fost 3. Și cine știe, nu s-a încheiat opening-ul, poate o să mai pice. O să punem tot pe Bea. Încă un B-Box? N-a mai strălucit. Nici acum. Hai să vedem.
Așa, în combi-box ăsta poate a fost cu bonus 200 token doubler, super forță. Și ăsta, au fost cu 7 pui. Ce tare! Deci am dat atât de rapid, dar am văzut că este cu 7. Deci vulpițelor și vulpișorilor, e clar, 4 brawler noi. Wow, ce tare, n-am mai avut de mult 7 iteme în megabox. Deci e foarte tare, sunt curioasă ce brawler o să primesc. De fapt, Edic nu-mi rămân mie, dar știți vorba mea. Și strălucește și strălucește cu 2, deci îmi pică încă 2 brawler noi? Nu-mi vine a crede, nu cred. Wow, deci vulpițelor și vulpișorilor, asistați la unul dintre cele mai tari opening-uri super norocoase, așa cum v-am obișnuit pe canalul meu. Deci neapărat rupeți butonul de subscribe, de like, share-uiți celui mai bun prieten să vadă și el episoadele și hai să vedem. Nu cred, Nani! Wow, deci la 1000 de trofee, atâția brawler noi, incredibil. Deci nu se poate așa, nu-mi vine să crezi și... Două de treabă. Deci nu vine să cred. M-am și bulbuit când am văzut la 1000 de trofee să-l primești și pe Gale. Wow, deci nu vine să cred. Și mă bucur super tare pentru tine. Deci episodul acesta merită 1000 de like-uri din partea voastră. Doamne, nu vine să cred cât de norocos a fost contul acesta, cât de norocoasă a fost eu, vulpița voastră preferată în această zi. Și ne-a mai dat și un bonus, dacă vă vine să credeți, foarte tare. Ne mai dă, dacă ne mai dă, eu nu știu ce să mai zic, dar oricum o grămadă de brawler noi, nu mă așteptam, deci nebunie. Și, wow, wow, deci nu cred, wow, încă un brawler nou? Mamă, deci o grămadă de brawler noi, nu vine să cred. Poate mai pică și din cutiuțele de aici. Bine ai venit, Jessie, la colecție! Mamă! Cred că atunci când o să intre Eddie pe cont și o să vadă câți brawler noi are, o să fie... Wow! O să leșine! N-o să-i vină să creadă, deci... Fantastic! Chiar nu mă așteptam! Așa, acum până pe Gale, că Gale e cel mai tare... Beatbox, poate mai pică. Hai că mai pică Foxy, deja o topicat, nu-mi vine să cred. Chiar au picat mulți brawler și se spice cromatic la 1000 de trofee, deci nebunie, nu-mi vine să cred. Așa, tot pe Gale? Îl nebunim pe Gale acum. Nu cred, încă un brawler nou. Wow, deci trebuie să-i numărăm. Bun venit la colecție, bro. Deci trebuie să numărăm câți brawler sunt. Nu-mi vine să cred. Doamne, ce tare. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5 brawler noi și 6, 7 brawler noi. Wow, deci 7 brawler noi pe episodul de astăzi. Dacă vă vine să credeți, deci vulpițelor și vulpișorilor, vreau să văd toată susținerea voastră pentru că a fost super tare acest opening. Am avut mega box cu 7 iteme. Doamne, au picat 2 brawler din același mega box. Neapărat 1000 de like-uri să facă acest episod. E fantastic, e minunat. Mă bucur foarte mult pentru Eddie. Sper că ești la fel de fericit așa cum sunt și eu. Deci nebunie, nu vine să cred. Și bineînțeles că cel mai șmecher brawler al tău în momentul de față este Gale. Așadar, o să dau un match cu Gale. Bun, Eddie pe cont. Așadar, o să-i facem niște trofee babane aici, cadou din partea mea. Bine, pe lângă cei 7 brawler noi, dar o nebunie, nu? Să ai atâta noroc. Ce șmecher! Repede să spargem cutiuța, să o luăm noi. Oi, de Gale, dă-i acolo cu atacul. Să mă dau mai la distanță așa. Perfect. Punem și un emoticon din ăsta cu Gale.
încoace, Shelly. Gail. Gail ăsta pe auto trage după cutiuțe în loc să tragă după cine trebuie aici. Stai că m-au furat. Yay! Te-a spart! Trebuie să nu cumva să-mi dea asta în ursulețul Unita. Lasă pe cutia, dă-i aici. Am înțeles cum stă situația. A, așa, unde o fi cel de-al treilea brawler? Asta mă întreb eu. A, uite ce era. Mamă! Stai să mi se facă viața. Te-am bătut. Bun. Și am adus 10 trofee aici la Eddie. Deci, vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să rupeți butonul de like, de subscribe, ca să vedeți mai multe episoade de opening din acestea super norocoase. Vă pup, să aveți o zi minunată ca și voi. Cluburile mele sunt Foxy și Foxy Vulpița, iar Instagramul meu, foxy.insta. Să aveți o zi minunată ca și voi. Pa, pa!